Salutări, prieteni buni! Astăzi vom face un nou video alături de verișoara mea, Dița, în Brawl Stars. Acum 2 minute mi-a picat o carte nouă, roza. Haide, Dița! Nu am prea mult Wi-Fi, dar merge. Roza scade 480 de geme la viață. Și mi se pare că este o carte foarte OP, adică îi se încarcă viața când stă în buș. O pândim pe Piper, dar se pare că fuge. A încercat să tragă mine, dar n-a putut prima dată, a doua oară a reușit. Se pare că am pierdut-o pe Adița, nu o mai găsesc. Gata, am regăsit-o. Și l-am văzut și pe Mortis, cum era aici, deci am să trag în el. Dar cred că o să amân, pentru că a murit și Adița. Și eu. Am pierdut 0 trofee. Ceea ce nu este foarte, foarte rău. Vom încerca să câștigăm și câteva trofee de data aceasta cu ea. Măcar unul! Voi folosi tactica mea cea mai bună, să stau ascuns în buș. E cea mai bună și... și așa câștigi cu siguranță. Numai să nu fie Mortis pe aici prin buș. Voi sta aici de data aceasta. Sau mă voi duce aici, dacă tot e liber. Aproape să mor. Am 1040 la viață. Adița a murit din nou. Sunt înconjurat, nu cred că mai am ce face. Degeaba fug, că m-au înconjurat. În sfârșit mi s-a încărcat ultimata. Haideți să vedem care va fi primul care o primește. Am primit și eu în sfârșit 2 trofee. Doamne ajută! Mi se pare foarte OP roza. Și vom mai da un battle. Din nou nu am prea mult Wi-Fi. Dar de data aceasta aș vrea să încercăm măcar să ieșim pe locul 2. Așa că va trebui să fim foarte atenți. Dacă vedem pe cineva, mai bine fugim decât să intrăm în luptă. Că nu se știe dacă avem șanse să câștigăm. Ia uitați-l pe Mortis. Haideți, pe acesta îl omorâm cu siguranță. Deci îl omorâm. Dar fuge prea repede. Dă-l încolo. Gata, mi s-a încărcat ultimata, dar am murit. Din nou pe locul 5. Și am pierdut 0 trofee, ceea ce este foarte bine. Gata, acum vom juca foarte serios. Nu am Wi-Fi și nu mi se mișcă cartea.
Aoleleu. Am pierdut din nou 0 trofee. Ceea ce nu se consideră pierdut. Dar nici câștigat. Acum vreau să jucăm în jos. Deci gata, acum voi sta ascuns numai în buș. Și când văd cutii, mă duc spre ele, normal. Acum nu va mai trebui să o cumpăr pe Roza de pe șop, care costa 19 gemuri, apropo. Se pare că este și Jean în joc. O mitică. Gata, cred că mi-am găsit ascunzătoarea. Și acum, cu siguranță nu vom mai pica pe locul 5. Oh. În sfârșit, acum vom câștiga și noi mai mult de 2 trofee. Mai, că e cadrul cu Roza, n-avem șanse. Plus că n-am viață, adică mi-am luat-o. A, nu mai este Carl. Am greșit eu, este Jesse. Și am lovituri bune, mai. Am murit. Adița nu muri. Adița a murit din nefericire. În sfârșit, am câștigat și eu 5 trofee. 5 trofee, în sfârșit. Haideți să jucăm și altceva, cum ar fi fotbal. Se pare că nu ne lasă. Acum merge. O vom aștepta pe Adița, deoarece cred că are și ea câteva chesturi. Îmi place foarte mult această carte. Deoarece n-am mai primit o carte nouă de aproape o lună. Și de aceea m-am și lăsat de brăzdar, dar m-am reapucat. Acum ar trebui să mă apere, deoarece am mingea. Nu am aruncat-o, deoarece... Mai frate, nu mi se încarcă și mie ultimata. Și ne vom primi gol, gata. Am pierdut. Dar n-am pierdut niciun trofeu. Din nou 0. Se pare că acum vom juca pe tichete. A, nu, Adița nu poate. Stați puțin, deoarece Adița a pățit ceva. Dar și-a revenit. Vom mai da și acest battle și apoi vom încheia videoul. Picat cu Piper. Un coleg de-al meu îi spune Piper, că spune că o bagă în mâncare. Gata, m-am hotărât. Vreau să joc foarte, foarte serios. Dar am murit. Se pricep foarte bine cei din echipa adversă, dar la fel și noi, adică nu suntem prea departe de ei, chiar i-am întrecut. Îmi voi folosi ultimata.
Și se pare că este roza versus roza. Cine va câștiga? Care e roza? Se pare că roza eu. A câștigat. Na, da aici, ursule. Răzvan e pe val. Se pare că îi conducem. Costea. Deci dacă vom sta ascunși și nu vom face nimic, avem șanse. Dar acum... Hai pe rapier gut. Sau piper. Aoleleu, ce facem, băieții? Băieții, ce facem noi? Am 6 stele. 6. Dacă vom sta ascunși, vom câștiga. Sau măcar vom ieși la egalitate. Nu, nu, nu. Am murit. Toate stelele mele. Totul. E pierdut. Eu am ceva cu roza, nu vreau să o las să plece. Dar m-am omorât din nou. Maică, echipa adversă are 4-6 la trofee. Oricum, nici noi n-am fost prea departe. Am câștigat din nou 0 trofee. Și cam atât pentru astăzi, prieteni buni. Sper să îmi dați like, să vă abonați și sper să vă placă acest video. Pa!